Bună ziua! Mă numesc Radu Cătălina Gianina și te invit să călătorim ca vântul, ori ca gândul, în povestea lui Harapal de Ion Creangă și să descoperim personajele basmului. Basmul are valențe multiple. Prin triumful binelui, personajele promovează valori umane precum bunătatea, curajul, onoarea, demnitatea, adevărul. Și Albert Einstein sublinia importanța acestei specii. Dacă vrei să fie inteligenți copiii tăi, citește-le basme. Dacă vrei să fie și mai inteligenți, citește-le și mai multe basme. După George Călinescu, în basm, eroii nu sunt numai oamenii, ci anume ființe himerice, animale. Ființele neomenești din basm au psihologia și sociologia lor misterioasă. Când dintr-o narațiune lipsesc acești eroi himerici, n-avem de-a face cu un basm. Călătoria are pentru mezinul craiului un rol inițiatic. E necesară pentru a cunoaște necazul și pentru a crede pe cei asupriți și necăjiți. Din boboc, adică imatur, va deveni împăratul vrednic, iubit, slăvit, puternic. Eroul are un drum lung de parcurs. Trebuie să ajungă la verde împărat, la celălalt capăt al lumii. Trece un pod, graniță între copilărie și maturitate. Rătăcește prin pădure, spațiu al pericolelor, simbol al morții și al regenerării. Intră în fântână, simbol al dedublării, al nașterii. Va fi trimis apoi spre împăratul roș, unde s-a fi găsind numai cel de pe comoara fiștiind. Personajele basmului sunt grupate în mai multe tipologii, în funcție și de rolul avut în formarea eroului. Răufăcătorul. Spânul obține prin viclenie identitatea de pecior de crai, simulează prietenia, îl pune mereu în primejdie, dar și unii ca aceștia sunt trebuitori pe lume câteodată, pentru că fac pe oameni să prindă la minte. Împăratul roș îl supune la probe, revoltat că niște golani au asemenea îndrăzneală de vin cu nerușinare să-i ceară fata. Ajutoarele. Gerilă, flămânzilă, setilă, ochilă, păsările slungilă îl ajută pe erou în depășirea probelor împăratului roș. Calul îl învață că nimic nu rămâne nepedepsit sau nerăsplătit. Ia, așa am amețit și eu, stăpâne, când mi-ai dat cu frâul să mă prăpădești și cu asta am vrut să-mi răstorc cele trei rovituri. Vorba aceea, una pentru alta. Îi învață să aibă răbdare, să fie perseverent. Omul e dator să se lupte cu valurile vieții. După vreme rea, a fi el vreodată și senin. Donatorii. Tatăl îi oferă pielea de urs, care îi va fi utilă în aducerea salatelor din grădina ursului. Sfânta Duminică îi oferă sabia și obrăzarului statu palmă barbă cod, necesare în pădurea cerbului. Îi dă o primă lecție de a nu judeca după aparențe. Cel de sus varsă darul său și peste cei neputincioși. De la crăiasa furnicilor și albinelor primește câte o aripă magică. Fata de împărat e nelipsită în basme. Aici ea dezvăluie adevărata identitate a eroului. Îl aduce la viață, cu apa vie și apa moartă, și îi dă paloșul în stăpânire. Falși și eroi sunt frații mai mari, care se dovedesc nevrednici, lăudăroși, care eșuează încă din prima probă, la plăcinte înainte, la război înapoi. Personajul colectiv e reprezentat de cele cinci ființe himerice, creații originale, simboluri stihiale, care personifică foamea, setea, frigul, curiozitatea, lăcomia. Ele sunt construite prin tehnica hiperbolei și a paradoxului. Ochile, de exemplu, e un boț, chilimboț boțit, în frunte cu ochiul. Când îl deschidea, nu vedea nimica. Când îl ținea închis, spunea că vede cu dânsul și în măruntaiele pământului. Setilă e prăpădenia apelor, fiul secetei. Flămânzilă, foametea, sac fără fund. Păsările slungilă, brâul pământului, scara cerului și urma zburătoarelor. Gerilă,
O dihanie de om, care avea niște urechi clăpăuge și niște buzoaie groase și dăbălăzate. Când sufla cu dânsele, cea de deasupra se răsfrângea în sus peste scăpăria capului, iar cea de dedesubt atârna în jos de-i acoperea pântecele. Călătoria lor este devastatoare. Și pe unde treceau, pârjol făceau. Gerilă potopea pădurile. Plămânzilă mânca lut și pământ amestecat cu humă și tot striga că moare de foame. Setilă sorbea apa de prin bălți și iazuri de se zbăteau peștii pe uscat. Ochilă vedea toate cele ca dracul. Păsările slungilă ademenea zburătoare și jumulite nejumulite ți le păpa. Pentru împăratul roș, aceștia sunt curat sărăcie trimisă de la Dumnezeu pe capul său. Roul parcurge un labirint al formării, depășind probele nu doar prin meritul propriu, ci și prin implicarea tovarășilor săi, basmul fiind o pledoarie pentru solidaritate. Acestea sunt proba milosteniei față de Sfânta Duminică, proba curajului a înfruntării tatălui deghizat în urzi, probele spânului, aducerea salatei din grădina ursului, a nestematelor din pădurea cerbului și a fetei împăratului roș, probele împăratului roș, casa de aramă, ospățul, alegerea macului de nisip, păzirea fetei, identificarea ei și proba fetei, aducerea celor trei smicele de măr dulce, a apei vii și a apei moarte. Supralicitarea triplicării este de asemenea o caracteristică a basmului cu. Personajul principal este caracterizat direct de către narator, boboc în felul său la trebea este, autocaracterizare, am ajuns slugă la berloagă, se plânge Harapan, de alte personaje. Luminate crăișor, îi spune Sfânta Duminică, ai să ajungi împărat așa de iubit, de slăvit și de puternic. Sau, parcă nu te-aș fi crezut așa de slab de înger, dar după cât văd, ești mai fricos decât o femeie. Tatăl, după ce îi suspectează curajul, recunoaște că el este vrednic de împărat. Mijloacele de caracterizare indirectă. Faptele. Refuză să o ajute pe Sfânta Duminică, judecând-o după aspect. Lovește calul de trei ori cu frâul, în dovadă de egoism, imaturitate, impulsivitate. Începe a plânge în inima sa, lovit în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Curăță armele de rugină. E harnic. Nu ascultă sfatul tatălui de a nu se întovărăși cu omul spân și cu omul roș. Deși spânul se oferă ca slugă, măgulindu-l, îl acceptă a treia oară, dar ca tovarăș, ca un ajutor. Deci nu e orgolios. Respectă jurământul de a-l sluji pe spân până când va muri și iar va învia, dând dovadă astfel de loialitate. Ocolește nunta furnicilor, preferând să treacă prin apă cu riscul de a se neca și face un adăpost al binelor. Se împrietenește cu cei cinci năzdrăvani, deși toți fugeau din calea lor, ba chiar se amuză de trăsăturile lor. Limbaj. Răspunsul dat tatălui că merge printre străini și nu vrea să bată la ochi cu un cal mai tânăr, ilustrează prudența, iar proverbul rostit, rău-i cu rău, dar e mai rău fără de rău, demonstrează înțelepciunea. Este lingușitor, adresându-se cu diminutive pentru a obține compasiunea. Căluțul meu, tovarășul meu, măicuță. Este descurajat de dificultatea probelor. De a-și muri mai degrabă să scap de zbucium, decât așa viață, mai bine moartea de 1000 de ori. Caracterizat indirect și prin nume, dat de spân prin coborârea în fântână, un oximoron, o asociere contradictorie de termeni, care semnifică dubla identitate a eroului, reală de fiu de crai și aparentă de slugă a spânului. Contrastul alb-negru sugerează și armonizarea defectelor și a calităților. Așadar, este un personaj atipic, având atât calități cât și defecte. E inteligent, înțelept, bun,
sociabil, vesel, loial, sensibil, harnic, dar și nesupus, naiv, fricos, lingușitor, arogant, mândru, pesimist, impulsiv. A venit vremea să fii supus și tu la trei probe. Prima constă în completarea telefonului personajului. Schițează o imagine de fundal pentru telefonul personajului Harapalb. Acest personaj tocmai a primit două mesaje. Gândește-te ce personaje le-ar fi putut trimite și redă conținutul fiecărui mesaj în parte. Scrie titlurile a două melodii care ar putea fi pe lista de redare a personajului. Proba a doua. Scrie o scrisoare adresată lui Harapalb prin care să-i mulțumești pentru învățăturile transmise prin călătoria sa inițiatică, menționând cel puțin două motive de recunoștință. Și proba a treia, imaginează-ți că ești eroul unui bas. Scrie un episod narrativ în care să folosești unul din obiectele magice, o perie, o cheie, un fluier, un inel sau o oglindă. Îți mulțumesc că m-ai însoțit în această călătorie și îți doresc mult succes în probele ce te așteaptă. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Dragi copii, stimați pitici, bine v-am găsit aici, la frumoasa adunare, să vorbim despre persoane. Uitam să mă prezint, că astfel ne deosebim, de Azor și Neonel, pentru că grăim de fel. Vă prezint dar al meu nume, Dragomir, și ca prenume, Mariana mi-a ales Dumnezeu când m-a trimis. Pe pământ să fiu persoană, cu misiune de doamnă, învățătoare, am ales la o școală din județ. Astăzi eu v-aș ruga tare să ne acordați timpul în care la civică voi vorbi despre noi, cum am dori ca persoane să arătăm ce talente ascunse avem și cu ce în lume mare ne asemănăm ca persoane. Așadar să începem treaba cu o poveste de ispravă. Zi frumoasă arămie, cu parfum dulce în vie, grupul de copii ce iată se îmbulzeau pe ușă luată. Sunetul de clopoțel, ce vestește mai de fel, toți copiii zvăpăiați pe joacă electrizați. Ora nouă ce urmează să-i conduc acum în clasă, lucruri noi să le prezinte, fapte, întâmplări, cuvinte. Sara, un copil cu minte, cu rușine și aminte, aștepta să se strecoare către clasă prin vâltoare. Doamna, cu vocea suavă, prezintă titlul în grabă. Dragii mei, voi bine știți că persoane vă numiți. V-aș ruga pe un bilețel să-mi spuneți, într-un fel, cum e bunul, cum e mama, dar vecina, sunt de-o seamă? Sara, nu te-a înțeles. Ce răspuns trebuie ales? Că deși suntem persoane, ne deosebim mult tare. Fie prin aspect sau poate, prin gândire sau prin fapte. Bucuria i-a pierit când rușinat a privit spre colegi și s-a gândit că hăinuța ei uzată o să fie criticată și ghetuța un pic roasă va fi prima sesizată. De colegi răutăcioși ce se amuză copios pe seama unor copii pitici, peltici și zglobii. Când la tabla a sosit Mara cu părul încrețit, Sara s-a gândit îndată
Ce frumos e îmbrăcată! N-a văzut că în haina mare ascundea mânuța care și-a pierdut un degețel. Doamne, sărmanul de el! Însă marea cea glumeață nu se rușina și iată, prezenta cu înflăcărare cum deosebești persoane. Unii scunzi, alții înalți, unii grași, alții mai slabi, fiecare diferit, chiar de oameni ne-am numit. Ignorând defectul care o transformă în luptătoare, la mânuța-i bolnăvioară, rănită odinioară, trecând peste acest fapt, Mara nu a încetat să picteze ce-a învățat, fiindcă pasiunea e mare și nu întâmpină hotare. Fericită ea trăiește și de bunii îngrijește. Nu aspectul ne prezintă, e bine de luat aminte. Fapta, gândul și cuvântul ne definesc cel mai bine. Ei, și acum că am învățat cum deosebești de fapt, vă invit pe fiecare să veniți cu completare, rezolvând cu implicare cerințele din chenare. Presupune, prin minune, că ai putea să fii alt nume, cum ar fi colegul tău, și prezintă-l pe un panou. Zi ce păr, ce corp, cum pare, pasiuni sau temeri de are. Tot ce crezi că ai aflat, cât timp tu l-ai studiat. Doar așa vei reuși să înțelegi și alți copii, ce de teamă sau rușine nu sunt prieteni cu tine. Și atunci ai să înțelegi cum respectul să-l culegi de la toți, cu mic, cu mare, că doar ne numim persoane. Pentru ora viitoare, în jurnalul cu pitici, descrie felul în care arăți, gândești și te simți. Cu drag vă transmit pupici! Tu mi-ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Ziua, mă numesc tare Elena Gabriela și sunt profesor de specialitate pe domeniul electronică și automatizări la Liceul Tehnologic Carol I. Vă voi prezenta pentru început domeniul electronică și automatizări. Acest domeniu cuprinde 6 calificări la nivelul 4, valabile pentru învățământul liceal. Planul de învățământ și programa școlară au fost reactualizate în anul 2017, iar calificările sunt tehnician electronist, tehnician în automatizări, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician operator roboți industrial, tehnician operator telematică și tehnician operator de telecomunicații. Avem aici partea de roboți realizați cu panouri solare din componente Lego, roboți realizați tot din componente Lego care conțin senzori, senzor de presiune, senzor de sunet, senzor de lumină și senzorul ultrasonic care se folosește pentru măsurarea distanțelor. S-a acționat senzorul de presiune, s-a mișcat brațul robotic, deoarece este un servomotor și, bineînțeles, s-a acționat și senzorul de lumină. Operația se repetă, deoarece există o buclă loop. Apoi, pentru partea de electronică, avem matrice cu LED-uri, realizată cu picul 16F84, brăduț electronic,
circuite realizate de elevi cu astabile, porți. Vă voi alimenta acum aceste circuite. Programarea se face în micro-C. Apoi diverse montaje. Este o poartă sau un astabil realizat cu tranzistoare. Mai avem un inversor realizat la fel cu tranzistor, componente discrete. Iar pentru început în programare se începe de la aprinderea unui rând sau unei coloane. Pentru învățământul profesional avem două calificări, electronist rețele de telecomunicații și electronist aparate și echipamente. În clasa 9 și în clasa 10, modulele care se studiază la cele 6 calificări sunt comune, inclusiv la nivelul 3, învățământul profesional. În clasa 9, la cultura de specialitate, se studiază modulele M1, tehnologii generale în electronică și automatizări, M2, electrotehnică și măsurări tehnice. În clasa 10, la cultura de specialitate, se studiază modulele bazele electronice analogice, bazele electronice digitale și instalații electrice. Modulul bazele electronice digitale, care se studiază în clasa a 10-a, are ca rezultat al învățării realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale. La finalizarea acestei specializări, pe bazele noțiunilor teoretice și practice, elevii vor realiza porți, diverse porți și inversori sau cu componente electronice discrete, diode, LED-uri, tranzistoare, întrerupătoare, apoi matrice cu LED-uri realizată cu picul 16F84, această matrice cu LED-uri, brăduț electronic realizat cu circuitul integrat 4060 și avem aici un brăduț electronic realizat cu numărătorul binar asincron 4060, se alimentează de la o baterie de 9V, un joc efectiv de lumini, porțile, poartă sau realizată cu diode și rezistență. Prima lecție de la bazele electronice digitale, sisteme de numerație. Toate informațiile care se transmit, video, audio, text, imagine, sunt reprezentate, stocate și prelucrate în calculatoare sub formă numerică. Prin sistem de numerație înțelegem un ansamblu de reguli care precizează modul de folosire a unor simboluri. Prin simboluri înțeleg atât cifre cât și litere. Pentru scrierea numerelor, un sistem de numerație se caracterizează cu bază, se notează cu litera B mic și aparține numerelor naturale, și mulțimea simbolurilor folosite pentru scrierea numerelor. Baza are rolul de a ne indica numărul de simboluri utilizate în mulțime. Am studiat prima dată sistemul de numerație zecimal. Este cel mai folosit de noi. Îl folosim la matematică și în viața de zi cu zi. Are, bineînțeles, baza egală cu 10, iar mulțimea simbolurilor formată din cifrele de la 0 la 9. Este un sistem pozițional la care numărul de ordine al poziției este pozitiv pentru partea întreagă și negativ pentru partea fracționară a numărului zecimal. Valoarea numărului de ordine pentru unități de la matematică știm că este egal cu 0, pentru 10 este egală cu 1,
pentru sute este egală cu 2 și pentru mii este egală cu 3. Valoarea pentru partea fracționară este negativă și pentru unități este egală cu minus 1, pentru 10 este egală cu minus 2, pentru sute egal cu minus 3 și pentru mii este egală cu minus 4. Vom analiza numărul 2476 scris în baza 10. Este un număr în sistemul zecimal. Cum analizăm? 2-ul este poziționat pe poziția miilor, 4 este poziționat pe poziția sutelor, 7 este poziționat pe poziția zecilor, iar 6 este poziționat pe poziția unităților. 2 ori 10 la a treia plus 4 ori 10 la a doua plus 7 ori 10 la 1 plus 6 ori 10 la 0. Din matematică știm că 10 la puterea 0 este egal cu 1. Prin urmare, avem 2 ori 10 la 3, 2 ori 1000, 2000, plus 400, 4 ori 10 la 2, plus 7 ori 10 la puterea 1, 70, plus 6 ori 10 la 0, adică 6 ori 1, egal 6. Și am obținut numărul 2476. În momentul în care alegem un număr, 123,56, care să conțină și parte fracționară, este foarte important să respectăm aceeași ordine cu condiția că tot ce este înaintea virgulei este pozitiv, iar după virgulă partea fracționară este negativă. Și avem 1 ori 10 la a doua, 1 este poziționat ca număr de ordine pe poziția sutelor, plus 2 ori 10 la puterea 1, 2 este poziționat pe poziția zecilor, 3 plus 3 ori 10 la puterea 0, 10 la puterea 0 este poziția unităților, plus, acum analizăm partea fracționară a numărului și o să avem 5 ori 10 la minus 1, pentru unități numărul de ordine este minus 1, plus 6 ori 10 la minus 2, pentru 10 numărul de ordine este minus 2. Adică 100 plus 20 plus 3 plus 0,50 plus 0,06 ne dă numărul 123,56. Ca o concluzie, valoarea unui număr zecimal este suma ponderată a cifrelor sale, iar ponderea unei poziții este egală cu 10 la puterea numărului de ordine al poziției respective. Deci dacă suntem la sute, este 10 la puterea a doua. Dacă suntem la 10, este 10 la puterea întâi. Dacă suntem la unități, este 10 la puterea 0, iar după virgulă, puterile lui 10 sunt cu minus. Vom analiza acum alt sistem de numerație. Sistemul de numerație binar este tot un sistem pozițional, pentru că, la fel ca și la sistemul decimal, contează ordinea. Baza sistemului este egală cu 2, iar mulțimea simbolurilor este formată din cifrele 0 și 1. Am analizat aici și câțiva termeni esențiali în electronică. Și nu numai, acești termeni îi folosim inclusiv în informatică. Termenul de bit provine de la binary digit, se păstrează primele două litere și ultima literă de la cuvântul digit și înseamnă cifră binară. De asemenea, un grup de 8 biți formează un octet sau un byte. LSB, List Significant Bit, înseamnă că este bitul din dreapta de cel mai mic ordin, adică cel mai puțin semnificativ, adică 2 la puterea 0, spre exemplu, sau orice număr la puterea 0, 10 la puterea 0, 8 la puterea 0 dacă vorbim de un sistem octal, 16 la puterea 0 dacă vorbim de un sistem hexadecimal. MSB, Most Significant Bit, este bitul din stânga de cel mai mare ordin, adică cel mai semnificativ. Ne uităm la exemplul nostru, 1011, cel mai mare număr, are puterea
2 la 3. Deci 3-ul respectiv este, îmi indică că avem de-a face cu MSB-ul. Un număr în binar este alcătuit, deci, dintr-un șir de caractere, 0 și 1, dar această informație elementară se poate asocia în electronica digitală cu două nivele de tensiune. Caracterul 0, în special, îl asociem cu nivelul de tensiune 0 volți, iar caracterul 1 îl asociem pentru nivelul de tensiune plus 5 volți. De asemenea, mai folosim 0 și 1 pentru a arăta că numerele sunt false sau adevărate. 0 pentru fals, 1 pentru adevărat. Sau LED stins și LED aprins. Considerăm acum un exemplu în sistemul de numerație binar. 1011B. Dacă nu adăugăm această literă B mare, atunci numărul respectiv se citește ca un număr zecimal, 1011. Cum voi afla, ca să mă verific, dacă ce număr zecimal am folosit, dacă este corect? 1 ori 2 la puterea a 3-a, adică 1 ori baza, care este 2, pentru că sunt în sistemul binar, înmulțit cu puterea, deci ne rămân câte cifre după acest 1? 3 cifre plus 0 înmulțit cu baza sistemului de numerație binar, care este 2, înmulțit cu 2 cifre, deci 2 la puterea a 2-a, plus 1 înmulțit cu 2 la puterea 1, plus 1 înmulțit cu 2 la puterea 0. 2 la 3-a 8, orice număr înmulțit cu 0 ne dă 0, plus 1 ori 2, deci 8 plus 2, 10, iar 1 înmulțit cu 2 la puterea 0, 2 la puterea 0 egal 1 matematic, din punct de vedere matematic, 10 plus, am obținut numărul 11, care este un număr impar. Luăm imediat și numărul 10. 1, 0, 1, 0. Avem posibilitatea să-l scriem în paranteze cu cifra 2. Același lucru ne indică că acest număr este în sistemul de numerație binar. Deci ori adăugăm litera B mare, ori adăugăm ca indice cifra 2. Aflăm ce număr am obținut în sistemul decimal din aceeași regulă, 1 ori 2 la 3, plus 0 ori 2 la 2, plus 1 ori 2 la 1, plus 0 ori 2 la 0 și am obținut numărul 10, care este par. Ce mai observăm? Numerele care se termină în 1, ca LSB, sunt numere impare, iar numerele care se termină în 0 sunt numere pare. Am dat exemple și de numere scrise greșit. 210B. Să analizăm de ce este acest număr greșit. Deoarece cifra 2 nu face parte din mulțimea 0 și 1. Prin urmare, este mai mare decât baza sau egală cu baza și atunci orice număr de acest tip este greșit. Sau dacă am scris 101 fără litera B mare sau fără indicile 2, la fel numărul este greșit pentru că îl voi citi în sistemul de numerație zecimal. Codul BCD sau codul 8421 este folosit la scrierea pe 4 biți a cifrelor de la 0 la 9 din sistemul zecimal în sistemul binar. O să ținem cont de regula care ne indică LSB-ul, 2 la puterea 0 egal cu 1, 2 la puterea 1 egal cu 2, 2 la puterea 2 egal cu 4, 2 la puterea 3 la MSB egal cu 8, de aici și denumirea codului 8421. Și în această coloană avem numerele sistemului zecimal de la 0 până la 9. LSB-ul ce ne spune? 2 la puterea 0 egal 1, adică începem 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 până am reprezentat pentru toate cele 10 numere. Apoi 2 la 1 la fel, 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0,
3 la 2 egal cu 4, deci o să avem grupări de 4 de 0, 4 de 1 și apoi 2 de 0, până am reprezentat cele 10 numere. 2 la 3, 8 de 0 și 2 de 1. Acum, dacă mă voi uita direct în tabel, spre exemplu, pentru numărul 3, care este în zecimal, cifra exprimată în zecimal, voi obține în codul BCD, de fapt, numărul 0011 și să nu uităm de acel B mare sau indice 2, care ne spune că acel număr este reprezentat în sistemul de numerație binar. Sistemul de numerație octal este tot un sistem pozițional, la fel ca și sistemul de numerație binar și la fel ca și sistemul de numerație zecimal. Are baza egală cu 8 și mulțimea simbolurilor formată din cifrele de la 0 la 7. De fapt, baza ce ne indică? Ne indică numărul de elemente din mulțimea respectivă. De la 0 la 7 avem exact 8 elemente. O să considerăm un exemplu pentru a învăța cum se scriu numerele în octal. Am luat 612Q. Litera Q mare este folosită pentru a specifica că acest număr 612 este în sistemul octal. Dacă nu aș folosi acest Q, aș citi exact numărul 612 din sistemul zecimal. Ca să aflu numărul în sistemul zecimal, respect aceeași regulă. Deci, numărul 6 înmulțit cu baza sistemului de numerație, care în acest caz este 8, la puterea a doua, pentru că 6 este poziționat ca număr de ordine pe poziția sutelor, plus 1 ori baza ori 8 la puterea 1, plus 2 ori 8 la 0 și am obținut la final numărul 394. De asemenea, un alt număr scris în sistemul octal este 450 și în paranteze avem indicele 8 care ne arată că sunt în sistemul octal. Aceeași regulă aplică 4 ori 8 la 2 plus 5 ori 8 la 1 plus 0 ori 8 la 0 și obținem numărul 296. Mai jos am oferit niște exemple de numere greșite. De ce sunt greșite? Am numărul 910Q. 9, ca cifră, nu face parte din sistemul de numerație octal. Numerele sunt de la 0 la 7. Prin urmare, chiar dacă respect regula de a arăta că sunt în sistem octal și am afișat litera Q mare, 9, nefăcând parte din mulțimea sistemului octal, atunci nu este corect. 101 sau 410 sunt numere pur și simplu reprezentate în sistemul de numerație zecimal. Pentru a fi corecte sau corect scrise în sistemul octal, ar fi trebuit să fie 101Q sau 410Q. Este foarte important de știut și de reținut că o bază mai mare preia simbolurile bazei mai mici. Dacă baza noastră este 8 și mulțimea numerelor de la 0 la 7, sistemul de numerație binar este inclus în sistemul de numerație octal. De ce? Sistemul de numerație binar are două elemente, 0 și 1. De asemenea, ce mai putem observa? Valoarea maximă a ultimului element este mai mică cu o unitate decât baza sistemului de numerație. 7 este mai mic o unitate decât baza care este 8. Reprezentarea numerilor în octal folosind o tabelă de conversie. Pentru un șir scris pe 3 biți avem 8 combinații posibile, adică 2 la puterea n, 2 la puterea a 3-a, 8 combinații posibile. Avem cifrele în octal de la 0 la 7 și apoi în sistemul binar. Respectăm aceeași regulă. Avem LSB-ul, 2 la puterea 0 egal cu 1, 2 la puterea 1 egal cu 2 și MSB-ul, cel mai semnificativ bit, 2 la 2 egal cu 4. Este scris pe 3 biți. 1, 2, 3. 2 la 0 egal 1. Avem 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, până am reprezentat toate cele 8 cifre. 2 la puterea 1 egal cu 2,
2 zerouri, 2 de 1, 2 zerouri, 2 de 1. 2 la 2 egal cu 4, avem 4 de 0, 4 de 1. Acum, dacă ar fi să exprim direct numărul 4, spre exemplu, în sistemul de numerație octal, este suficient să mă uit în tabel și o să am 4 este egal în binar cu 1, 0, 0, B mare. Trecem acum la sistemul de numerație hexadecimal. Are baza egală cu 16 și mulțimea simbolurilor formată din 16 elemente. Dacă până acum am fost obișnuiți să avem numai cifre, de data aceasta în mulțimea numerelor intervin și literele mari A, B, C, D, E, F, pe care eu trebuie să le convertesc cu valoarea lor. De la 0 la 9 sunt cifre, iar litera mare A mare în sistemul de numerație hexadecimal este egală cu 10. Apoi litera B mare egal 11, C-ul egal 12 și așa mai departe până obținem F egal cu 15. Regula se respectă în continuare, adică ultimul element de valoare maximă este egal cu 15, este mai mic decât baza cu o unitate, baza fiind 16. Vom lua un număr scris în sistemul de numerație hexadecimal. 21AH. Litera mare H îmi specifică mie sistemul de numerație. AU este primul element care înseamnă 10 în sistemul de numerație hexadecimal. Ca să aflu care este numărul în decimal, o să procedez la fel ca și la celelalte sisteme de numerație. Adică voi analiza numărul 2 înmulțit cu baza sistemului, care în acest caz este 16. La ce putere, câte cifre sau simboluri văd după 2? Îl văd pe 1 și pe A, adică la puterea 2. Plus 1 înmulțit cu baza sistemului de numerație, care este 16, mi-a mai rămas un singur simbol, deci este 16 la puterea 1. Plus, în loc de A, acum voi face conversia și va fi 10. 10 ori 16 la 0. 10, să nu uităm, 16 la 0 matematic înseamnă 1. 10 ori 1 egal 10. Ce am obținut? Am obținut numărul 512 plus 16 plus 10, care este egal cu 538. Mai luăm un exemplu. 13B. În paranteză, trebuie să scriu baza sistemului de numerație, adică 16, ca să arăt că sunt în sistemul de numerație hexadecimal. Și să avem 1 ori 16 ori baza la puterea a doua, pentru că sunt două simboluri după 1, plus 3 ori 16 la puterea întâi, plus în loc de B, voi converti B-ul, voi avea 11 ori 16 la puterea 0. Numărul final obținut în decimal este 315. Numere scrise greșit. Sunt 91A. De ce este greșit? Pentru că nu am adăugat acest H ca să-mi indice sistemul de numerație hexadecimal. Sau 410. La fel, nu am adăugat nici H-ul și nu am adăugat nici 16 în paranteză. Regula se respectă în continuare. O bază mai mare preia simbolurile bazei mai mici. Bineînțeles, hexadecimalul, sistemul de numerație hexadecimal, va include și sistemul de numerație decimal, care avea cifre de la 0 la 9, și sistemul de numerație octal, care avea mulțimea de la 0 la 7, dar și sistemul de numerație binar, care avea mulțimea de la 0 la 1. Reprezentarea numerelor în hexadecimal se poate face pe 4 biți. De ce? 2 la puterea 4 și se obțin 16 combinații posibile. Avem cifrele în decimal, de la 0 la 15. Am spus că valoarea maximă a ultimului element din mulțime este mai mică cu o unitate decât baza sistemului de numerație. Apoi avem reprezentate pe coloană cifrele în hexadecimal. De la 0 la 9 avem cifre, apoi literele A mare, B mare, C mare, D mare, E mare, F mare, cu
conversia lor în decimal au înseamnă 10, BU, 11, CU, 12, DU, 13, EU, 14, EF, 15. Cifrele scrise în sistemul binar sunt sau respectă aceeași regulă. 2 la puterea 0 pentru LSB, 2 la puterea 1, 2 la puterea 2, 2 la puterea 3, adică cei 4 biți. 2 la puterea 0, cum v-am obișnuit, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, apoi 2 la puterea 1, 2 de 0, 2 de 1, 2 de 0, 2 de 1 până la final, apoi 2 la puterea 2 avem grupări de 4 de 0, 4 de 1 până la final, 2 la puterea 3 înseamnă 8, 8 de 0, 8 de 1. Dacă voi lua acum să analizez cifra scrisă în sexagesimal 10, adică AU, voi avea 1010 B mare în binar. Deocamdată atât despre sistemele de numerație și despre numerele scrise în binar, octal și hexagesimal. Până data viitoare, vă rog frumos să fiți foarte curioși și să știți că toată electronica și toate aparatele din casă funcționează cu mult fum. Cum iese fumul din ele, cum nu mai funcționează. Vă rog frumos să fiți creativi. O zi bună! Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Nu lăsa să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua! Bine v-am găsit! Mă numesc Lăbuș Daniela și împreună vom poposi pe tărâmul numerelor. Ne vom mai aminti cum se formează numerele de la 0 la 31, cum se citesc și cum se scriu aceste numere. Pentru început, să rostim împreună numerele naturale din concentrul 031. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Să ne amintim cum se formează numerele de la 10 la 20. Pentru a forma numerele mai mari decât 10, grupăm obiectele câte 10. Avem un număr de mere. Numărăm 10 mere și le încercuim cu o diagramă. Vă mai amintiți cum numim un grup de 10 obiecte? Exact. O 10 înseamnă că în desenul acesta avem o 10 și încă două mere. Numărul îl vom scrie cu două cifre. Cifra zecilor și cifra unităților. La 10 vom avea 1 pentru că avem o singură 10, iar la unități vom avea 2 pentru că avem două mere pe lângă acea 10. Numărul îl vom citi 12 și îl scriem cu cifrele 1 și 2. Iar în litere îl vom scrie într-un singur cuvânt, 12. În continuare vom observa cum formăm, cum citim și cum scriem numerele de la 20 la 31. Avem un număr de struguri. Îi grupăm câte 10. O 10 și încă o 10. Mai avem alt strugur în afară de cele 20? Bineînțeles că nu. Cum vom scrie atunci numărul strugurilor? Pentru că avem 20. La 10 vom scrie 2, iar la unități
0, pentru că nu mai avem alți struguri în afara celor care formează zecile. Numărul se citește 20 și scriem cifrele 2 și 0 și cu litere scriem 20 într-un singur cuvânt. Luăm altă mulțime, mulțimea gutuilor. Procedăm la fel ca și în celelalte cazuri. Grupăm gutuile câte 10. Formăm o 10 și încă o 10 și ne mai rămân 4 gutui. Ce cifră vom scrie la 10? 2. Iar la unități vom scrie 4, pentru că avem 4 gutui în afară de 10-le formate. Cum citim numărul? 24. Și îl scriem folosind cifrele 2 și 4 și cu litere 24. Mergem mai departe. Avem un număr de nuci. Le grupăm câte 10. Și ne mai rămân 2 nuci. Ce cifră scriem la 10? 2, deoarece avem 20, iar la unități tot 2, deoarece avem 2 nuci în afara 10-lor formate. Citim 22 și scriem 2 și 2, iar cu litere 20 și 2. Vai, dar ce s-a întâmplat? Frunzele nu sunt aliniate. Oare le vom putea grupa câte 10? Sigur că da. Ia să vedem. O 10 și a doua 10. Scriem în caseta 10-lor 2, iar la unități 3, deoarece sunt 3 frunze rămase. Citim 23, scriem 2 și 3 și cu litere 20 și 3. În continuare avem o mulțime de prune. Le grupăm câte 10 și vedem că sunt 30. Scriem cifra 3 la 10, iar la unități scriem cifra 0, pentru că nu mai avem alte prune în afara celor care formează 10-le. Citim 30, scriem 3 și 0 și cu litere 30. Vă propun acum un exercițiu de recunoaștere a cifrei 10-lor și a cifrei unităților. Trebuie să colorăm cifra 10-lor cu roșu și pe cea a unităților cu albastru. Luăm numărul 12. Observăm cifra 1 colorată cu roșu și cifra 2 colorată cu albastru, deoarece reprezintă unitățile. Procedați la fel și pentru celelalte numere: 20, 25, 29 și 30. Încheiem lecția noastră de astăzi cu un exercițiu de identificare a vecinilor unui număr. Luăm ca exemplu numărul 14. Vecinii lui sunt 13 și 15. Procedați la fel pentru celelalte numere. Aici s-a terminat lecția noastră de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc!